Scutul inspiră să privim spre viitor și ne ocrotește de greșeli. Despre aceasta afirmă autorii unei cărți militare care a fost prezentată la Muzeul Național de Istorie și Arheologie. Prezentarea cărții a fost însoțită și de un flash mob în memoria celor căzuți pentru apărarea independenței și integrității țării în anul 1992. Lucrarea Tradiții militare, trecut, prezent și viitor prezintă cercetări în domeniile precum istoria, cultura, tradițiile și arta militară. Autorii, patru la număr, menționează că în carte este prezentat, într-o formă deosebită, portretul conaționalului nostru. Este a doua ediție a lucrării Tradiții militare, trecut, prezent și viitor, unde am sintetizat tot ce a fost mai important în istoria noastră și prezintă un interes pentru tânăra generație. Pentru mine această carte are două semnificații. Ce este? Este o parte a culturii noastre. De ce? Pentru că tradiția militară este o parte a culturii noastre militare. Este un răspuns la o grea întrebare. Avem ori nu avem cultură militară? Cartea demonstrează că avem cultură militară. Putem fi mândri de acest fapt. Prin diversitate de surse documentate utilizate și istoria adusă mai aproape de oameni, tânăra generație prezentă la eveniment a confirmat importanța apariției unei astfel de scrieri. În prezentare de astăzi, consider că cu adevărat are o valoare pentru tânăra generație, astfel încât pentru a ne înțelege prezentul și pentru a putea a ne mișca în viitor, trebuie să ne cunoaștem trecutul. Cartea are o mare importanță deoarece este baza tradițiilor noastre strămoșești, este trecutul, începutul, este, ne ajută să cunoaștem esența noastră, să valorificăm acele valori și să cultivăm patriotismul în noi. Volumul Tradiții militare, trecut, prezent și viitor se află la cea de-a doua ediție, în forma în care a fost gândită de către cercetătorii Academiei de Poliție Ștefan cel Mare din Republica Moldova.